Copiii de la Casa Policino au primit vizita italienilor. 15 persoane din Belluno, Italia, se vor afla timp de o săptămână la Petroșani în cadrul unei acțiuni de voluntariat. Voluntarii își dedică întreaga viață copiilor cu probleme, iar experiența de la Petroșani este una benefică pe care o prestează cu multă dragoste. Grupul de 15 studenți sunt din aici liceu, însoțită de un grup de 15 elevi la Liceul Renier din Belluno, unde eu sunt profesoară de religie. Însoțesc acest grup pentru a face o săptămână de voluntariat în Casa Policino cu copiii beneficiari ai Casei Policino. Facem acest lucru pentru faptul că noi suntem colaboratorii vechi ai Comitatului Policino și pentru faptul că elevii de la liceul nostru, un liceu care studiază științele socio-umane, elevii noștri au de câștigat din această experiență pentru că ei vor cunoaște realitatea beneficiarilor din Casa Policino și de asemenea vor câștiga experiență. Alături de voluntari este, ca de fiecare dată, și fostul colonel din trupele NATO, Francesco Forti, care a făcut o tradiție din a se afla la Petroșani alături de acești copii. Pentru mine este un lucru de rutină să mai însoțesc grupuri de tineri italieni care vin să deruleze activități, în principal de voluntariat, de activități desfășurate împreună cu copiii din Casa Policino. Pentru faptul că în decursul anilor eu am însoțit mai mult de 300 de tineri italieni care au venit în Casa Policino și au desfășurat activități deosebit de frumoase cu copiii noștri din Casa Policino. De asemenea, am însoțit un alt grup care desfășoară un proiect împreună cu Liceul Mihai Eminescu din Petroșani, proiect care s-a derulat în primăvara acestui an și în Italia Belluno și atunci am intervenit în susținerea și buna desfășurare a activității acelui grup, dar pentru noi, pentru cei ce lucrăm în mod normal pentru Casa Policino, este un câștig de fiecare dată când avem câte un grup de voluntari aici. Întreaga viață și-au dedicat-o copiilor, au fost peste tot în lume pentru a fi alături de copiii cu probleme, iar la Petroșani se simte dragostea celor mici și deschiderea față de străinii care vin să-i ajute. Eu trovo i bambini di Casa Policino ogni anno. De la an la an găsesc copiii din Casa Policino tot mai bine, în progres. Ei sunt, în general, sunt fericiți, sunt foarte liniștiți, sunt bucuroși de tot ceea ce li se întâmplă în această casă. Constat că toate lucrurile bune de care beneficiază copiii vin din partea celor ce lucrează aici și de asemenea celor ce lucrează în Italia pentru Casa Policino din Petroșani. Sunt fericită să văd de fiecare dată acești copii că le merge bine și că se bucură de lucruri bune în Casa Policino. La Casa Policino vin zilnic copii cu dizabilități, cu sindromul Down, dar și cu diverse handicapuri locomotorii, iar ceea ce fac voluntarii se vede cu ochiul liber. Copiii sunt sociabili, pricep chiar italiana și sunt mai fericiți.